Bună, domnule, și bine m-am găsit la un nou episod. Da. Practic am câștigat-o pe Bibi, pe El Primo și pe Poco. Wow. Păi, m-am era cum am luat atât de mult, mai ales pe Bibi, pentru că ea e superara epica mea preferată. Erau aici niște cutii cu star point-uri în Big Box, mi-a picat El Primo și din Mega Box Poco. Și am mai luat de aici, de asemenea, ăsta și mi-a dat-o pe Bibi, nu știu cum, dar da. Și cred că mâine, cred că am să mai farmez azi de trofee și am să fac un video mâine cum deschid Mega Box-uri. Și dacă o să mai apară, cred că am să mai deschid un Big Box pe shop. Ce să bag două meciuri? Cred că doar două, pentru că acum este 10 noaptea când filmez, este 10 noaptea seara când filmez și nu este un pic somn, deci da. Și Bibi chiar îmi place, adică din primele meciuri pe care le-am dat cu ea, dar e ok. Am de chestia mai bun, pentru că na, la urmă am zis că e preferata mea și uite că am primit-o. Ok, nu prea am reacționat cum trebuia, dar da, era mama mea acolo și ei nu prea îi place Brawl Stars-ul și acolo prea am reacționat. Eu țipam de bistări la oi cu mișoane mele și am mai. Să postez videoul, depinde, că nu o să fie liniște în casă. Pentru că dacă nu e liniște în casă, nu prea pot să-l filmez. Cauza este că nu pot să-l filmez pentru că se aude vocea lui, mama lui, sora mea, la toată lumea de aici. Din casă. Dar când e la domnul. De asemenea, cred că știți foarte bine pe vărul meu, nu știu, nu putem să ne jucăm amândoi, pentru că lui trebuie parola de la internet, de la mine, pentru că am ajut cu Wi-Fi de la calculator. Și eu nu știu, nici sora mea, doar mama o știe, tata. Nici nu cred că știe ce e la internet. Can't touch this. Un pic și greu juca Bibi. Dar bă, nu merge să stau închid. Dacă vreți hack pe Brawl Stars, n-aveți cum să aveți hack pe Brawl Stars. Da. Home run! Da. Oh my god! Da. Nu știu dacă o să arăt acum ce era chestia aia de acolo. Știu că era ceva pe aici pe la cheating, nu știu cum se spune. Aici. Da, cred că m-a dat-o. Da.
Nu știu ce a fost asta. Da. Mă rog, o să joc și cu el prima rundă și cu Poco și cam atâta. Acum nu vreau să-l fac prea lung episodul, pentru că... Na. Bit, 8 bit cu Piper care arată după părerea mea oribil. Oribil. Deci am mai făcut tab de vreo care ce a schimbat cu Piper. Mi-am plăcut așa cum era. Și apropo, au făcut o treabă foarte bună la el primă. Nu știu cât ați văzut, dar tot pe Piper. M-a dat ceva linii pe aici, pe la cap. Nu se vede asta de la început. De acolo avea niște linii. Și acum am făcut linii bine să nu se vadă. Deci, după părerea mea, la intrinul nota 10. Schemul pe Tara e fain. Pe Leon. Da, așa mi-a adăugat. După părerea mea, pe asta e schemul pe Leon. Mă nu știu de voi. Îmi place să mă joc Brawl Stars, mai ales că s-a adăugat și update-ul ăsta și o grămadă de chestii. Ok. E mai cam... Face of Fury! Am retardat. Deci când mă jucam eu... camera să zic așa, acum e fără să filmez. Practic vineau doi pe mine și mai se spunea și meteoriții fix pe mine, deci dacă puteam într-un buș, deci nu puteam să stau. Pentru că... Stai. Cum mă nimerești cu totul ăsta? Deci, jocul ăsta, toate bine. La Bull a făcut cea mai ciudată expresie. Nu știu ce anii. Am vorbesc ce? Ok. Băgăm cu locul cu Poco și... Cam atâta. Mamă, deja... Deja vrei vreo 10 minute. Nu, e bun și 10 minute. Pentru că, da... Let's get this party started. Cât mai mult filmezi, cu atât mai mult te obișnuiești. Și de asta e bine să te mai... Mi se pare foarte amuzant cuvântul PAM, adică PEN, e foarte amuzant, dar nu. La Poco parcă a făcut ceva și la Shelly, la ochi, în joc. Parcă arată mai bine, mai așa. Nu știu dacă o recomandăm și cu PEN, și cu PEN, hai. Eu zic că Poco câștigă, dar pe mare range e mult mai mare. Nu ce am luat. Că el dă heal și de mers și așa. Pe mare o turetă și nu e ca la obit cu ăla, cum se numește, Star Power. O face mai mare. Turetă. Pe tupere. Bun. Ca sa nu mai... Nu
Vrei chiar bot sau... Nu știu cum ai ce am zis, să pun de teoriți unde am eu nevoie să nu se pun. Mamă, tată. Piper aia... Mai zis dacă dau ăsta de tine. Nu prea... Nu trage de tine. Cam 12 minute va dura episodul. Wow. Am luat cu skin-ul logic, pentru că Piper chiar merita un skin. Și da. Mie chiar îmi place Piper, e un brawler așa mai... Da. Da, la bun, a făcut un pic cam ciudat să arate, adică, după părerea mea, arată destul de aiurea. Chiar foarte aiurea arată. Adică l-a făcut mai mult așa ca un taur, știi? Și na, adică, logic, el reprezintă un taur. Și, da. Holy shit! Ce nu contează. Ne vom revedea pe data viitoare. Pa, pa! La revedere, ce să mai zic?